ziua, domnul Cristian Bușoi, europarlamentar PNL, este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule Cristian Bușoi, și vă mulțumesc că ați revenit. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră și de telespectatorii, cei care urmăresc site-ul PS News. Partidul Național Liberal a obținut un rezultat spectaculos la alegerile europarlamentare din 26 mai. Practic s-a clasat pe primul loc în țară, însă în București s-a clasat pe locul 3. Cum vă explicați dumneavoastră această diferență de situație? Partidul Național Liberal a obținut un scor foarte bun. E un scor care a confirmat trendul ascendent al Partidului Național Liberal din ultimii ani. A confirmat și sondajele de opinie pe care Partidul Național Liberal le avea, analizele, și faptul că, din punct de vedere al mesajului politic, Partidul Național Liberal s-a poziționat corect. Evident că Partidul Național Liberal nu s-a clasat pe locul întâi în toate județele țării sau în toate localitățile din România. E foarte adevărat însă că la București lucrurile au fost puțin mai complicate pentru PNL și principala explicație vizibilă pentru toată lumea cu ochiul liber a fost ascensiunea USR și Plus. La București, Partidul Național Liberal, față de momentul 2016, a avut o creștere atât în procente cât și în număr de voturi. Dacă în 2016 am obținut vreo 70.000 de voturi, acum la europarlamentare, în 2019 am obținut 140.000, s-a dublat aproape numărul de voturi. Dacă în 2016 am plecat la 12%, acum scorul a fost de 15,7%. Prin urmare, chiar dacă e departe de rezultatul pe care îl așteptam sau de un rezultat care ar putea fi considerat bun, este totuși un progres, este un pas înainte pentru Partidul Național Liberal în București. Dramatică a fost scăderea PSD. În 2016 la locale și apoi la parlamentare, PSD a avut scorul de peste 30%, a câștigat primăria generală, a câștigat primăriile celor 6 sectoare. Și de la scorul de peste 30, chiar 35-37%, au ajuns la un scor de 16%, foarte aproape de scorul Partidului Național Liberal. Deci dacă ar fi de văzut un lucru cu totul și cu totul ieșit din tipar, este această prăbușire masivă a Partidului Social Democrat, o prăbușire meritată, atât în ceea ce privește performanța slabă la nivel guvernamental, cât și datorită haosului din primăria capitalei și din primările de sector și o performanță foarte proastă în raport cu așteptările pe care ei le-au creat. Un alt element notabil este, evident, ascensiunea USR Plus. Aici lucrurile sunt iarăși foarte, foarte clare. E un scor cu totul și cu totul foarte bun și ține de o bună mobilizare a electoratului acestor partide și de o anumită stare de spirit care s-a dezvoltat în București. Sigur că nu e un scor care să ne fi mulțumit, de asta am și decis să ne retragem, echipa PNL București, în frunte cu mine, pentru că, deși nu putem vorbi de vinovății și putem vorbi mai degrabă de voturi în plus și de procente în plus, totuși, în comparație cu scorul național și cu scorul din alte părți ale țării, lucrurile au mers mai greu și până la urmă cineva trebuie să-și asume responsabilitatea. Așa e corect în politică, așa se face o politică responsabilă, dacă vreți, să îți asumi responsabilitatea, și acesta a fost principalul motiv pentru care noi am decis să ne retragem. Au fost și alte motive? Ați avut discuții cu președintele Un alt motiv partidului? Foarte important a fost acela de a nu crea disensiuni majore în partid. Știți că, cel puțin în ultimele 6 luni de zile, au mai existat anumite opinii divergente, anumite viziuni diferite între organizația PNL București și organizația centrală. Evident că cele mai multe s-au exprimat în interiorul Partidului Național Liberal. Din păcate, uneori ele au fost date și pe surse sau s-au făcut niște declarații care nu ar fi trebuit să apară în spațiu public. Ori situația la care am fi putut asista ar fost aceea în care s-ar fi încercat de către conducerea centrală o schimbare a organizației PNL București, cu discuții cu totul și cu totul neprincipiale, care nu ar fi fost potrivite în Biroul Politic Național, cu colegii din țară care ar fi trebuit să aleagă între anumite indicații de la nivel național și o anumită, poate, stare de solidaritate
cu colegii din organizația PNL București. Evident că pentru un partid care a câștigat alegerile, acest gen de discuții ar fi fost contraproductive. Și tocmai pentru că trebuia să ne asumăm o responsabilitate, chiar dacă nu ne simțim vinovați, ba chiar vedem anumite lucruri pozitive în scorul de pe București. Și pentru a evita discuțiile în contradictoriu și un anume conflict care se putea crea cu colegii noștri din conducerea centrală, am decis că cel mai înțelept lucru ar fi să ne retragem. Deci la momentul acesta toți președinții de filiale din București au demisionat. 5 președinți au demisionat, președintele la sectorul 2 a fost schimbată, vorbim de doamna Boagiu, prin decizia Biroului Politic Național. Se așteaptă o propunere de interimat pentru Organizația București, atât la nivelul organizației, cât și la nivelul celor 6 sectoare. Și evident să punem umărul împreună cu toții pentru ca lucrurile se schimbe la următoarele alegeri. Din punctul dumneavoastră de vedere, cine ar fi potrivit să ocupe funcția de președinte al PNL București? Am auzit mai multe variante vehiculate, cel puțin în presă, chiar de una dintre variante era Rareș Bogdan vehiculat pentru această funcție. Cred că Rareș Bogdan poate fi o variantă excelentă pentru organizația PNL București. De altfel, campania din București a fost foarte mult centrată pe imaginea și pe promovarea candidatului pentru alegerile europarlamentare, Rareș Bogdan. Din analize, cercetările pe care le-am avut înainte de începerea campaniei electorale și chiar din campania electorală, era de departe personalitatea din PNL cu cea mai bună aderență la electoratul din București, evident exceptându-l pe președintele Klaus Iohannis, dar președintele Klaus Iohannis nu mai este membru PNL, este candidatul susținut de PNL, președintele României și sunt convins și viitorul președinte al României, dar altfel din ceea ce are PNL-ul astăzi în București, la nivel național, în tot partidul, Rareș Bogdan este persoana cu cea mai mare notorietate și încredere în electoratul bucureștean. Dar, evident, dacă va fi sau nu președinte al organizației PNL București, depinde în primul rând de domnia sa, dacă își dorește sau nu acest lucru. Încă știu nu că a fost o declarație publică. Că ar fi dispus, dacă ar fi lăsat să-și facă întreaga echipă, sectoarele plus echipa de prim-vicepreședinți. Da, practic a pus câteva condiții. Da. Da, încă o dată, a fost doar o intenție, nu e o decizie finală pe care s-o fi luat și, evident, trebuie o decizie statutară a Partidului Național Liberal. Dar dacă m-ați întrebat în mod concret de Rareș Bogdan, cred că ar fi o soluție foarte potrivită. Și mai pot fi și alte soluții în interiorul Partidului Național Liberal. Din punctul dumneavoastră de vedere, că ați fost președinte al PNL București, care sunt cele mai mari probleme? Sau care sunt problemele care ar trebui rezolvate? Sau cumva remediate? PNL a avut o problemă la aceste alegeri europarlamentare, nu doar cu votul din București, ci și cu votul din multe alte mari orașe din România. S-a clasat pe locul 2 și în Cluj-Napoca, și în județul Cluj, și în Timișoara, și în județul Timiș, și în Iași, și în Ploiești, și în alte orașe mari ale României. Ceea ce înseamnă că în mediul urban există o anumită atractivitate către forțele politice noi, mai ales în zona oamenilor tineri sau la început de maturitate, în zona oamenilor care fac parte sau doresc să facă parte din clasa medie, din clasa mijlocie, din zona profesiilor liberale, din zona corporațiilor și așa mai departe. Aici este un electorat pe care de-a lungul timpului și vechiul PNL și vechiul PDL l-au avut, parțial foarte puțin poate și Partidul Social Democrat și care astăzi se îndreaptă către o nouă forță politică, respinge vechea politică și se îndreaptă către o nouă forță politică. Și cu atât mai mult lucrurile acestea sunt de luat în seamă și de analizat, cu cât încă o dată vorbim chiar de municipii mari ale României, unde PNL are rezultate foarte bune administrative. La Cluj-Napoca și la Timișoara avem 2 super primari, și domnul Robu și domnul Emil Boc sunt niște primari excelenți care își fac treaba pentru comunitate, care ei stau foarte bine în sondajele de opinie, care sunt apreciați de comunitate, care au adus fonduri europene, care sunt parteneri cu mediul de afaceri, cu societatea civilă. Și cu toate astea, chiar dacă la alegerile locale amândoi pot câștiga fără probleme și fără emoții,
Iată că la alegerile europarlamentare nu au putut să transfere către Partidul Național Liberal tot ceea ce am fi așteptat să se transfere, pentru că, încă o dată, există un anume electorat care are o doză de respingere față de vechile partide, față de clasa politică. Și atunci problema nu ține neapărat de organizație sau de personajele locale. Așa cum am spus-o, nici în cazul Bucureștiului nu putem vorbi doar de o responsabilitate doar a organizației București, pentru că în București votul este în primul rând politic și oamenii votează un partid uitându-se în primul rând la liderii naționali și la politicile naționale, ci trebuie poate ceva schimbat în politica națională a PNL. Suntem într-un plin proces de analiză, se va începe după moțiunea de cenzură o analiză cu rezultatul fiecărei filiale, nu doar rezultatul pe mediul urban. Cred că vom avea o discuție și legată de București. Nu, din punctul meu de vedere și din așa cum înțeleg eu lucrurile și cred că vor fi, nu putem vorbi de alte schimbări în filiale, în interiorul Partidului Național Liberal după aceste alegeri. Pe final, aș vrea să discutăm puțin și despre tensiunile ce au loc în Republica Moldova. Cum vedeți dumneavoastră toată situația de acolo? Republica Moldova se află într-o situație delicată, dificilă. În mod clar, Partidul Național Liberal are un parteneriat și susține blocul acum, susține din punct de vedere politic pe doamna Maia Sandu, pe cel care cu adevărat a câștigat primăria Chișinăului și a fost împiedicat să-și exercite mandatul de primar, pe Andrei Năstase. Ei sunt de altfel și partea Familiei Populare Europene, sunt partenerii noștri în PPE. De asemenea, PNL susține drumul european al Republicii Moldova. Credem că un parlament legitim ales are dreptul printr-o majoritate să-și decidă guvernul. Pentru că așa funcționează lucrurile într-o democrație și așa scrie și în Constituția Republicii Moldova. Evident însă că sunt multe alte lucruri și alte elemente care trebuie luate în seamă atunci când judecăm situația din Republica Moldova. Avem pe de-o parte un președinte apropiat de Rusia, de interesele rusești. Avem, pe de altă parte, un partid democrat care face parte din familia socialistă, care până acum a ținut oarecum drumul european, dar care, în același timp, ridică mari suspiciuni în ceea ce privește partea de integritate, de stat de drept, chiar de o anumită acaparare oligarhică, de tip oligarhic a instituțiilor din Republica Moldova. Este, deci, o ecuație complicată cu trei jucători, în care și eu și colegii mei din Partidul Național Liberal suntem aproape și susținem total pe partenerii noștri Maia Sandu, Andrei Năstase, formațiunea Blocul Acum. Cum vedeți, care ar fi soluția pentru această situație, din punctul dumneavoastră de vedere? Cred că cel mai important lucru este să existe un dialog. Un alt lucru foarte important este să se țină seama de niște principii ale democrației, ale statului de drept. Un alt principiu foarte important este evitarea oricăror confruntări violente în care populația, în care oamenii care nu sunt implicați în jocul politic să aibă de suferit. Și evident, orice soluție s-ar găsi, trebuie păstrat, prezervat drumul, destinul european al Republicii Moldova. Altfel, dacă intrăm în discuții foarte complicate de arhitectură constituțională, de decizii ale curții, de legalitate, de cum și cine are dreptate din punct de vedere tehnic, juridic, constituțional, e o discuție lungă cu păreri pro și contra, pentru că lucrurile nu sunt în mod evident foarte clare. Ceea ce mă privește, susțin poziția Partidului Național Liberal și cred că drumul european, voința Parlamentului, trebuie respectat. Cum se par reacțiile oficialilor români? Am văzut domnul Meleșcan declara ieri ceva, astăzi a revenit cu o altă idee. Cum vedeți dumneavoastră reacția aceasta a autorităților române la ceea ce se întâmplă în Republica Moldova? Cu siguranță
Așteptarea este alta și din partea partidelor pro-europene din Republica Moldova și din partea multor analiști politici, chiar colegii ai mei din opoziție din România. O altă reacție și a Ministerului de Externe și a Guvernului. Pe de altă parte, înțeleg situația delicată, înțeleg că, în mod evident, trebuie gestionate și la nivel interstatal relațiile cu Republica Moldova și că e o miză extrem de importantă pentru România pentru a face pași în prudență sau pentru a lua decizii înainte ca lucrurile să fie clare din punct de vedere constituțional și politic. Cred că e nevoie de o coordonare cu instituțiile europene, cu partenerul nostru strategic, cu Statele Unite ale Americii și dacă se poate găsi o soluție comună și o poziție comună, în această formulă de parteneriat să facem demersuri comune pentru ca lucrurile să rezolve în Republica Moldova. Dumneavoastră ați obținut în urma alegerilor un nou mandat de europarlamentar care va fi preluat de la 1 iulie, din câte am înțeles. În ce comisii veți activa? Veți rămâne în comisiile în care ați fost? Veți alege alte comisii? În cea mai mare parte, da. Doresc să-mi continui activitatea în zona sănătății, mai ales că am fost responsabil pentru două dosare foarte importante, programul de sănătate al Uniunii Europene 2021-2027 și capitolul cercetare din capitolul sănătate din programul de cercetare al Uniunii Europene pe următorii 7 ani. Chiar dacă formal urmează să se încheie negocierile odată cu încheierea întregului pachet al cadrului financiar multianual, mai sunt lucruri care trebuie monitorizate și evident va trebui să monitorizăm și să vedem în ce măsură România poate profita cât de mult posibil de implementarea acestor programe în anii următori. Și atunci principala mea opțiune a fost pentru Comisia de Sănătate și Mediu de a continua activitatea acolo. Rămâne de văzut dacă voi continua în Comisia de Industrie și Energie sau voi merge într-o altă comisie ca a doua opțiune, ca opțiunea secundară, dar mare parte din activitatea mea va fi tot în zona sănătății. Domnule Cristian Bușoi, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm cu mare drag pe la noi și mult succes în noul mandat. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim.